Când începem ședința, am înțeles că au fost ceva discuții între dumneavoastră legate de filmarea ședințelor de Consiliu Local. Aș vrea să vă întreb și să supun la vot filmarea ședinței. Am înțeles că sunt dintre dumneavoastră care nu doriți acest lucru și sunteți nemulțumiți vis-a-vis de acest aspect. Deci vă rog să vă pronunțați spre vot. Filmăm sau nu filmăm? Cine este împotriva filmatului ședinței? Vă rog să vă pronunțați. Domnul primar, aveți ce drept ca să spuneți la vot acest lucru? Este inclus în președinte de ședință, dar asta aveți ce drept. Ședința este a Consiliului Local, nu este a... În atribuții dumneavoastră, spre ca să se trecă la vot așa ceva, supra la asta? Deci, ședința este a Consiliului Local. Corect. Da, de aceea cer Consiliului Local să spună dacă filmăm ședința sau dacă nu o filmăm. Domnule președinte, vă rog frumos. Pentru că nu iese nicio solicitare scrisă, mă gândesc să fie lăsată pentru următoarea ședință. Nu, domnul Viorel, deci se pune la vot în fiecare ședință. Dar de unde, dacă nu, cine are? Aveți ceva scris că se face ceva? Dacă sunt de acord sau nu, să fie filmat. Poate să fie în regulă să nu avem discuții pe tema aceasta, da? Trebuie să aibă opinie, nu se poate. Fiecare să spună opinie. Vă rog frumos să prezentați din nou 1057, articolul care prevede că ședințele locale sunt publice și motivul care sunt cu transparenții și felul cum sunt publice ședințele Consiliului Local. Prezentați, aveți o opinie. Inclusiv articolul existent în regulamentul de funcționare a Consiliului Local. Nu ne spuneți că este obligatoriu filmare. Nu, deci este... Și dacă există contract pentru filmare? Sigur, de la urmă. Dacă există contract. Domnul, pe cel care se bine, Samui, domnul președinte, vă rog să întrebați scurt și filmăm sau nu filmăm? Nu? Da, și-o când dați un răspuns în acest moment. Mai bine de amânat și până atunci se clarifică lucrurile. Fiecare își pune părerea, vine cu documentat. Așa prin surprindere nu știe nimic. Domnul președinte, vă rog să ne spuneți cine este bombul care ne filmează? De 3 luni, nu știți? Păi nu știu, dumneata știi? Păi dați-o solicitare scrisă și atunci vă răspunde. Dacă vă interesează. Domnul președinte, când a fost prima ședință, s-a filmat. Atunci a trebuit de ceru modificări sau așa. În situația asta, eu, unul, ca om, mă gândesc că e bine de amânat pentru ședința următoare. În schimb, dacă sunteți de acord, să supunem... Asta este regulamentul de funcționare în Consiliul Local, la unul din articole, aveți filmarea ședinței. Deci este de ordinea de zi. Mai citiți o dată. Pune filmarea sau înregistrarea, vă rog. Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Spune care articol, că s-o sută și... Păi, prin regulamentul spune mai bine. Ce au de spus să spună scris, da? Eu vă întreb acum. Și vă rog să solicitați dacă se filmează sau nu, ca să știm dacă îi dăm drumul. Haideți, vă rog. Supunem la vot. Cine este ca să se filmeze? Mâna sus. Termin filmare? Da. Domnul consilier Țibu, domnul consilier Hapca. Deci 1, 2, 3, 4, da, 1, 2, 3, nu, 1, 2, 3, abține. Abține, tot nu. Deci 6, nu. Deci asta ce înseamnă? Că nu se filmează. Da. Da. Domnilor consilieri locali, întrucât votul dumneavoastră oprește filmarea ședinței de Consiliu, respectăm acest vot pentru că sunteți consilieri locali și am spus că ședința este a Consiliului, nu a primăriei. Pentru aceasta, domnișoara secretară, vă rog să consemnați, retrag toate punctele de pe ordinea de zi, deci ședința de Consiliu Local de astăzi nu se mai ține. Vă mulțumim frumos pentru prezență. Lăsați filmarea.
Vă rog frumos. Lăsați filmarea. Ai oprit-o? Nu. Toate ședințele. Ședința de Consiliu este ședință publică. Au voie să participe cetățenii, inclusiv Consiliul Local, da? Deci primăria de la Suceava filmează, alte primării filmează și la Mitocul Dragomirului să nu se filmeze, ca să nu vadă cetățenii, ci consilierii ales. Atât. Atât am. Vă mulțumesc. Vreau și eu să spun un cuvânt către cetățeni, oameni buni. Apelați la cetățeni ca să... Procesul verbal făcut până acum, nu de ședință, pentru că n-a avut loc ședința, o să-l vedeți cu oamenii care sunt împotriva transparenței, a ceea ce fac ei aici. Îl veți vedea, se va publica și de aici încolo dumneavoastră veți judeca pe mai departe. Eu, ce să vă spun, o zi frumoasă și mulțumim frumos. Am avut și N ani. Corect. Deci o groază de ani în urmă care cetățenii nu știu ce se întâmplă aici, că e circ, circul Babilon. Da. Care nu vrea să își dea demisia din Consiliul Local. Da, mulțumim frumos. Facem unii primări de acum, de acasă, aici, când ședință ordinară. Nu se face, aici se face. Deci aici vezi interesul omului. Da, a comunică. Aici vezi interesul. Tu ești omul, ce ai de spus? Ce ai de spus? Lasă-mă de ce mergeam în domnul, ce se întâmplă în Consiliul Local. Ce se votează, ce vrea să se facă pentru comună. Eu chestii foarte urâtă, că așa ceva...